Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip din seria de Free Fire pe altă regiune. Astăzi am revenit pe Indonezia pentru că sunt niște eventuri foarte șmechere din care putem lua niște iteme și petul Falco gratis. Deci, înainte să înceapă videoclipul, nu uitați să dați un like, toată lumea să facem cât mai rapid 1000 de like-uri, să vă abonați cu clopoțelul ca să primiți notificări atunci când postez, fiindcă la 20.000 de abonați voi face un concurs foarte, foarte șmecher cu multe premii și să-mi dați un follow pe Instagram la alex.15. Ok, deci începem aici cu bara de evenimente, pentru că pe această regiune s-a adăugat deja Beach Party, la noi o să mai dureze foarte puțin timp până se pune, deci hai să începem cu evenimente, după dăm aici ca să fie puțin suspans. Avem aici Elite Pass sezonul 25, Throne Emote, ok, avem un eveniment cu Throne-ul. Hai să dăm go-to și cred că e ceva gen cu 9 gemuri, cum, da, ok, deci dăm shuffle aici și dăm 9 gemuri, 49 de gemuri și tot așa, nu mă interesează. Bonus top-up, ok, avem ăsta la 70 de gemuri și noi trebuia să dăm 1500 de gemuri ca să luăm. Ok, deci 70 de gemuri, băieții. Ăsta e cu guild token, join guild, dacă intrăm într-un guild primim o parașută. Și vreau să vă reamintesc, dacă vreți să vă schimbați regiunea pe Indonezia, aveți un link în descriere, pentru că foarte multă lume mă întreabă în comentarii cum intru pe Indonezia. Și aici, băieții, după cum vedeți, nu se dă caracterul gratis ca la noi, la ei o să se dea petul gratis, Falco. Și pentru caracter trebuie să băgăm 70 de diamante. Mi se pare destul echivalent, dar mai șmecher era să dea și la noi petul, pentru că un caracter nu contează, pui alt caracter, dar petul e zburător și e foarte șmecher. Bun, am terminat cu bara de evenimente, acum dăm la Beach Party și vedem că aici gen avem un event calendar în care avem login rewards, ok, toate astea și avem niște date ale lunii iunie, băieții, deci putem să luăm tigăi gratis, putem să luăm gen tigăi foarte șmecher, putem să luăm costume, petul Falco gratis, schimb pe Shiba, niște cutii foarte șmechere din care putem să luăm maxim 99 tichete la Diamond Royal, niște ghiozdane, bine, o să le vedem imediat. Și vedeți că scrie și aici în joc pet Falco gratis, adică a fost și la noi pe Europa, ați văzut că am făcut un videoclip cum să iei Falco gratis și s-a scos, beții, efectiv nu știu de ce s-a scos, dar asta e garena. Și aici scrie login to get Falco, ok, deci login așa, nu contează, pe 14 iunie o să, am făcut gen acest videoclip mai devreme ca să știe multă lume cum să-l poate lua, bă, măcar pe regiunea asta, știi, să-l testăm acolo, alea, deci pe 14 iunie o să luăm gratis, dacă dăm go to o să ne duc aici și o să luăm și un skin, și un MO, băieții, și o cutie din care putem lua maxim 99 de etichete la Diamond Royal. Deci login after patch release, do așa, to obtain, do așa, new pet Falco and various rewards. Deci, event time scrie aici jos, 14-6 și ține până pe 15-6, deci pe 14 iunie trebuie doar să intrăm în joc și colectăm aceste reward-uri, colectăm skin-ul, corectăm dansul, petul și această cutie de unde putem obține eticheta la Diamond Royal. Mi se pare destul de șmecher, sper că ați înțeles. Și mai avem aici Misha Swim Ring, ok, o să se bage și la noi imediat, dar nu o să fie tigaia asta probabil. Ok, colectăm acest reward, perfect, și după cum vedeți putem lua acest bundle gratis, complet gratis. Deci e foarte șmecher, mai putem lua acest păr, Beach Party Hat, ok, și această tigă e foarte șmecheră, Pen Watermelon, ok, de pe pen roșu, mi se pare destul de șmecheră, un banner, un avatar și astea sunt nuci de cocos pe care le poți pune în lobby și ceilalți poți să primească diamante și bănuți. Ok, mi se pare destul de echivalent pentru că te loghezi în fiecare zi și primești acești colaj de salvare. Bine, mai sunt și ăștia pe care îi primești la sfârșit. Și poți să ții tigaie, poți să ții skin-ul ăsta foarte șmecher. Da, păcat că nu ești pe Europa. Dar o să se bage, gen o să se bage un beach party și o să putem și acolo să luăm niște skin-uri și multe lucruri foarte gratis. Aici avem un free and match. Ok, luăm aceste, nu mă interesează. Și după cum ați văzut, băieții, pentru că acum o săptămână am făcut un videoclip tot pe Indonezia, v-am zis că se dau aceste emoturi gratis și mai multe chestii. Avem aici Counter-Strike Clay Squad Mode Rank Mission, ok, Summer Party,
colectăm această artă, bine, nu vă interesează asta, dacă ne rugăm 5 zile putem să primim acest loot crate. Guild optimization, nu știu aici, ok. Dacă jucăm 20 de meciuri cu guildmates, ok. Active skill nu ne interesează, dar dacă dăm aici la login new patch, nu v-am mințit, băieți, am primit aceste emoturi. Este vorba despre 8 emoturi complet gratuite pentru 7 zile. Hai să dăm aici claim. Mai avem și niște etichete bonus la incubator, ok. Dăm claim la toate emoturile. Ok, hai să dăm quick equip ca să umplem bara aia de emoturi. Perfect, dăm aici quick equip. Ok, și mai avem încă 4. Destul de șmechere. Dăm la fel, pentru că probabil au dat 8 emoturi, pentru că e bara aia și să o umplem și noi, chiar dacă nu băgăm bani. Ia să vedem aici. Da, ok, mi s-au echipat doar 4, dar nu contează. Hai să le vedem aici. Mai am ceva ce nu am văzut? Nu. Dăm la Lucky Royal și avem nou gold. Evident că este și pe Europa. Deci hai să dăm aici spinurile astea. Nu am din păcate 10 spinuri. Poate ne pică ceva, dar reward-urile. Wow, deci putem să primim. Putem să primim caractere care costă diamante, de exemplu Shani sau A124 costă diamante și putem să le primim de aici, mi se pare destul ok pentru cei ce nu bagă bani. Dăm aici spinurile. Poate îmi pică și mie un caracter, ceva. Ok, un caracter nice. Nu știu cum. Alt caracter Antonio și un pocket, ok, bun. Hai să trecem la Diamond Royal. Diamond Royal este colonelul. Ok, avem aici o reducere, dar nu ne interesează. Și ce putem primi? Putem primi Magic Cube, Debul, a rămas. Aceste bundle-uri, cred că le-ați văzut și în episoadele trecute. Foarte șmechere bundle-urile astea. Bă, și chiar sunt foarte multe bundle-uri. Adică, ok, avem și ăsta, îmi pierd pe fată. Și, da, nu vreau să mă complip. Ok, avem două etichete. Hai să dăm aici frumos. Am luat ceva legendar. What? Ok. Ok, MCX și noroc cu băieții. Ok, MCX are noroc. Dăm aici open. Ok, what the fuck. Oricum contul ăsta îl șterg după, dar nu contează. Na, nu mai am nimic. Adică zis băieții, dacă vreți să vă deschid ceva, da-s la mine. Weapon aici se resetează în 9 ore, se pune, dar deja pe Europa este pus AVM-ul. Hai să dăm aici frumos. Cum era să-mi pige și anul 94 ăsta. Bă, dar am luat ăsta dintr-un lucky, frate. Adică cât bulan să am. Avem aici ceva buff mask royal. Costă 20 de gemuri în spin și putem să primim și la pe ăștia, care am înțeles sunt rari. Ok, Vietnam Slippers și masca, aceste trei măști, mi se pare destul de cringe. Bine, asta e șmecher și asta, dar asta e destul de urâtă. Bandana, ok. Incubatorul este acesta, se restează în 10 zile și 3 blueprint-uri la fel și un Evolution Stone. Hai că avem aici un spin, să vedem, poate ne pică și nouă ceva frumos. Dăm aici skip, hai că mi-a picat fața. Și costă 2 și 1, 5 și 2, 8 și 3, 8 Evolution Stone, what the fuck. Și despre asta vorbeam, băieții, pentru că avem aceste scaruri. S-au întors și sunt la incubator. Adică costă 240 de gemuri, 5 spinuri și ok, poți primi și la fel 3 blueprint-uri și un Evolution Stone. Dar hai să vedem ce statistici dau aceste scaruri. Damage, rate of fire, 10 Evolution Stone și 5 blueprint-uri. Ok, trebuie să ți rupi portofelul pentru scarul ăsta. Damage accuracy, damage range, rate of fire, reload speed, accuracy și cam atât, da. Ok. Ok, mai avem și ăsta care a fost de trecut cu acaurile de unicorn. Da, băieți, am terminat și cu secțiunea de Lucky Royal. Am luat și noi un costum acolo, cum arată aici. Arată bine la... Ok, received from Lucky Royal. Hai să trecem și la secțiunea de store, să vedem dacă sunt niște evenimente destul de șmechere. Evenimente, bine, dacă s-au adugat crate-uri, arme și din astea, nu înțelegeți voi. Hai că mi se încarcă dacă e. Avem aici pe Alox Smooth Ride, ok? Și nu uitați de like acolo, băieți, să facem cât mai repede 1000 de like-uri. Mamă, mi se pare șmecher cutia asta. Ok, astea nu mă interesează, dar costă 60 de gemuri. Ok, hai să vedem dacă dau aceleași statistici. Stai,
unul rate of fire, da, dau acele statistici, cred. Și vreau să văd dacă găsesc ceva ce nu este pe Europa, gen la sfârșit trebuie să fie glue-uri sau grenade. Bă, da, foarte multe cutii. Deci foarte multe cutii și nu se încarcă de la VPN probabil. Ok, avem grenada asta, 150 gemuri, 150, la fel. What the fuck, cum arată asta? Stai, star bomb, ok. Asta de vară și mai avem multe grenade aici. Foarte, foarte șmecher, bomb, ok. E-grenade. Avem glue-ul ăsta care se da gratis pe Europa, 150 de gemuri. Aceste grenadă, 150 de gemuri, glue-ul ăsta de la pre-order. Ok. Tigaia, golden pen, foarte, foarte șmecher o tigaie, 350 de gemuri. Acest golden blade pe skin pe parang, 200 de gemuri. Și cam astea au fost și skin-ul pe glue-ul și pe Miluelpen. Bun. Creatives, ok, avem, what, ăsta e Giotta în realitate, what the fuck, bă, da, e urât, nu știu dacă mai am ceva aici, nu, Ridi, mai zi dacă avem ceva la Magic Cube, avem ăsta, what the fuck, bă, cum să ai ăsta la Magic Cube, sau ăsta, bă, cum să ai costumele astea la Magic Cube, frate, avem acest, la fel a fost la Gold Real, bă, dar nu se bagă, uite, marioneta, uite ăsta, gamer, uite Jeep-ul, uite The Street Bundle, ăsta a fost la Gold Real, e veteran, bine, a mai fost odată la Legacy Returns, dar asta nu contează. Free Fire Token, avem un nou costum la Free Fire Token, băieții, ăsta, și ăsta vă dau un spoiler, va fi următorul Diamond Royal, băieții, deci următorul Gold Real, pardon, deci ăsta va fi, pentru că momentan este cel pe băiat la Gold Royal. Ok, mai avem ceva, no, rank token, la fel, guild token nu mă interesează, haideți dacă s-a pus ceva la fashion și după încheiem episodul, avem Surf Rider-ul, evident că avem acest Surf Rider, nu se putea fără, ok, îl echipăm aici frumos, pantalonii nu-i găsesc, hai că-i găsesc dacă e, ok, uite aici și papucii băieții. Da, cam atât a fost și cu acest episod. Am uitat să mă uit la emote-uri, cred. Dăm aici la collection. Nu mă interesează, la fel. 999, cam multe mașini. Și emote-uri. Ok, ăsta. Ah, ok. 350 de gemuri, da, foarte, foarte șmechere emote-uri. Uite, ăsta cu aloc, e 350 de gemuri, frate, adică hype-ul, preferatul meu. Nu contează, nu mă mai uit. Sper că v-a plăcut episodul și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Să facem 1000 de like-uri cât mai rapid și să vă abonați cu clopoțelul pentru că la 20.000 de abonați voi face un giveaway foarte mare. Eu am fost Alex și noi ne vedem data viitoare.